Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit! Haideți! Bună! Trezirea la cafea. Uitați, am făcut cafeaua. Da. Este fierbinte, fierbinte. Cafeaua noastră este gata. Dimineața asta este mai cald ca de obicei, să știți. Ne-am trezit deja și soarele cu noi pe cer, deja e cald. Da. Așa că acum nu pot să mă bucur că e răcoare. Da, se anunță cod roșu de caniculă, am înțeles. Da, iar vine căldurile pe noi. După cum vedeți, eu sunt aproape goală. Gărăghița asta de vară, că și cu asta mi-e cald, credeți-mă. Așa că, ce să facem? E căldură mare și trebuie să ne adaptăm. Da. Așa că vă aștept, dragii mei, să vă treziți, să faceți cafeaua, să veniți cu noi la masă. Haideți că vă așteptăm. Da, cafeaua, ceaiul, fiecare ce-i place. La toată lumea, trezirea și cu noi la masă. De asemenea, vă reamintim că și Miriam și-a făcut canal de YouTube, dragii mei, că a venit aici, mi-a șoptit la ureche, să vă spun neapărat să vă abonați și la canalul ei de YouTube, dacă doriți. Canalul ei de YouTube se numește Bravo Miri și o să îl pun în comentarii și în descriere, o să pun linkul, puteți să-l accesați și să vă abonați și acolo. Ea acolo postează doar chestii pentru copii, așa că dacă aveți copii, nepoți, chiar puteți să-i îndemnați să se aboneze. Este un canal foarte drăguț, cu desene, cu pisicuțe, cu unboxing-uri, unele lucruri pe care ea le primește, le desface împreună cu voi. Deci, o chestie pentru copii în care ea nu-și arată fața, doar face niște lucruri handmade, chestii de genul. Așa că dacă aveți plăcere, dați-i un follow și pe canalul ei de YouTube, Bravo Miri. Respect, o să-l pun în comentarii, o să-l pun și în descriere și puteți să-i dați o abonare, practic, e gratuit. Dacă aveți plăcerea. Dacă vreți. Miri acum s-a trezit, încă nici nu s-a îmbrăcat, e în pijomale. O ieșit repede să-i spună la Maria ce să facă. Da. Micuța. O să se îmbrace și o să vină să vă salută, dacă reușește până atunci. Că Miri și ea e cam somnoroasă dimineața, să mai întinde pe acolo prin pat, mai să fâție încolo încoace, trece timpul. Așa că, dragii mei, astăzi, cum v-am spus ieri, Miri nu s-a simțit bine și să sperăm că astăzi o fi mai bine, nu o să mai aibă problema. Ne-am dorit să mergem ieri la zilele Radului, dar din cauza faptului că Miriam nu s-a simțit deloc bine, a vomitat și a durut o burtică și așa mai departe, am zis că nu mergem fără Miri și atunci am rămas acasă. Așa că, dragii mei, dacă sunteți cu noi, v-am promis ieri, să știți că aseară pe live am vrut să vă arăt, dar nu v-am mai mers să vă aduc să vă arăt și am zis că v-am promis că dimineața asta o să vă spun exact de gemul care am făcut. Astăzi o să și postăm rețeta de gem cu smochine și piersici. Da. A la Margaret. Poate ieri ați crezut că am făcut-o ieri, dar nu, am făcut-o ieri duminică, că doar nu sunt copil de 2 ani, știu că duminică nu se face. Și am făcut-o sâmbătă noaptea, credeți-mă, seara, târziu, deci am fost ruptă de obosită și pe căldura aia, deci atâta de greu m-a fost. Dar ce să facem, o trebuie să stau până târziu să le fac, să nu o las până luni, că nu puteam să las foarte mult, că se strica. Da, am făcut sâmbătă noaptea gemul, foarte târziu, am lăsat să steie în haine, cum se lasă, și acum, astăzi, o să fie postat filmulețul, cum am făcut, să vedeți rețeta, dar eu deja pot să vă arăt, bineînțeles, rezultatul. Rețeta va fi postat de la cap coadă, eu acum vă arăt decât rezultatul.
Deci, că v-am promis și vreau să mă țin de cuvânt. Am dus aici pe masă, că m-a rămas atâta, am vrut eu să rămână. Am pus 6 borcane de 800. Uitați ce culoare are și vreau să vă arăt ce consistență. Am fiert o oră și 15 minute. Uitați-vă aici, poftim. Ați văzut? Deci, da, sunt bucăți întreg. Asta vreau să vă arăt. Uitați. Smochină și da. Piersici. Asta este smochină. Ce vă arăt aici? Și stați să vă caut. Uite asta de aici. Să vă arăt. Este persică. Vedeți? Că e mai galbenă, e mai cup. Deci au bucăți întregi și foarte, foarte groasă. Și așa de bun și credeți-mă, la 5 kg de fructe cântărit am băgat. O să vadă rețeta, le spui? Păi da. Nu se mai uită. Exact. O să vedeți. Dar au ieșit foarte, foarte dulce și n-am folosit foarte, foarte mult zahăr. Și mă place foarte mult consistența, mă place gustul. Am zis că anul trecut știți că am făcut o rețetă simplă. Am făcut smochină simplă. Anul ăsta am zis să fie ceva mai aparte, mai bun, mai, să mai adaug ceva lângă. Și așa s-a nimerit, așa a lucrat Dumnezeu de a-mi lua persici. Dar să știți că persicii nu am luat pentru gem. Pentru că persicile le-am luat înainte să primim smochinele. Da, smochinele le-am primit. Persicile le-am luat tari. Deci nu am luat persici pentru gem. Deci am luat-o pentru mâncare. Și normal, dacă iei să mânci, nu e cea mai moale, nu? E tare ca să țină câteva zile să mânci. Și atunci gândiți-vă că eu am folosit-o în gem. Și de-aia le-am tăiat așa, o să vedeți, de o rămas bucăți în ea. Deci o minunăție a ieșit, credeți-mă. Vă spun, astăzi o să vorbim despre gem. Vă spun că eu n-am fost pregătit anul ăsta să pun pentru iarnă nimic. Am hotărât, mă, sprețurile cu măi, eu nu mai pun nimic. Nu, eu mai am ceva de anul trecut, mai am câteva borcane, chiar nu le-am numărat cât, dar mai am câteva. Ca anul trecut știți că am făcut foarte mult, mai am și de struguri și... Dar acum, sincer, ce puteai să pui? Căpșunile nu au scăzut sub 10 lei kilogramul? 8-10 lei kilogram căpșunele nu au scăzut ce anul acesta? Eu am găsit cu 8-10, noi n-am luat. Noi nu știu dacă au fost 8 lei. Ba, cu 10 ori mai fost, cred că. Dar foarte puține. Atunci, ce să pui? Ce? Prunele cât e kilogram? Nu știu cât e. Acum o fi mai ieftină. Dar, viață, sincer, nu prea ai ce lei să pui. Piersicile 10-15 lei kilogramul, iarăși. Deci, ce ai putea să pui? Că așa, măcar pe la 5 lei, să zic, nu prea găsești nimic. Și și 5 lei kilogram e destul de mult, da, dacă vrei să pui mult, gem. Nu? Dacă te pui să pui gem, nu te pui să pui dintr-un kil două, nu? Dacă pui, pui. Deci, chiar nu prea ai avut ce să pui la dulceață, mă refer. Acum sperăm că măcar la murături să găsim, deși la ce preț au castraveții, nu știm. Vedeți, deci este să cumpărați din magazin borcane mari și la preț convenabil. Deci cât e kila de castraveți, atât ai și borcanul de murături gata pus. Deci nu mai vă chinuiți, sincer vă spun, ce să te mai chinui să le pui, că spuneți că da, ai pus de tine. Dar unde-i banii tăi, unde-i drumul tău, unde-i lucrul tău, unde-i zola ta și nici nu știi dacă stă sau nu stă. Mie, de exemplu, anul trecut m-au stat foarte bine murăturile, dar vreau să vă spun, aceeași castraveți, aceeași, nu era alta. Din aceea sac, Mihai m-a luat un sac din piață, de la oameni, de la gospodari, o luat un sac și am pus și în borcane, am pus și în butoi. Din aia din butoi s-o strâns, s-o făcut mijlocul gol, nu înțeleg ideea, și aia din borcan au rămas cum am pus. Să fii de vină butoiul, da. Pus în butoi de plastic. Probabil. Și aia nu s-o moia, dar s-o strâns așa și s-o făcut mijlocul gol. Și a fost mai acru decât aia din sticlă. Și am pus exact aceeași rețetă.
și aceeași castraveți. Și au ieșit gusturi diferite. Acum, bineînțeles că dacă treci la țară, dacă ai grădină, bineînțeles că nu pui. Sau dacă prinzi, nu știu, de la un vecin sau o ofertă să iei la un preț bun, bineînțeles că pui. Dar să iei la 10 lei kilogramul de castraveți... Nu se merită să primeți castraveți. E una, groaznic. Vă spun sincer. Deși nouă ne place. Eu cred că n-a fost niciun an să nu punem castraveți. Cred că niciun an n-a fost. Cred că ăsta ar fi primul an, de când mă știu eu, în 30 și ceva de ani, în care noi am ajuns să nu punem castraveți murați. Vă dați seama? Nu, vă spun sincer, nu știu. Nu. Acum nu știm sigur dacă punem sau nu. Dacă scad prețurile, poate că punem. Da, la 10 lei kilogramul nu se merită, dragii mei, să puneți, să vă chinui. Eu una nu pun la bani. Acum fiecare face ce vrea. Fiecare, da, exact, după posibilități, dar eu una, dacă nu scad prețurile și nu găsesc, eu nu o să-mi pun. Vreau să vă spun și cu gemul, vă spun sincer cu gemul, deci avem aici o muscă, tot aici vine, o să... Și încercăm gemul, numai... Da, ca să-l iei după aia, că da. O să strâng musculiță. Deci, uitați ce pită folosește Maria, vreau să vă arăt. Dacă... Știți că e foarte bună, e plină de fibră, e ideală pentru diabetici, ar trebui să o folosească și mama. Nu mă place că e prea uscat, uscat, da. Uscat și... Vai, că da, tu știi, mănânci două feliuțe din astea și ești sătulă. Și nici nu poți să mănânci faci? Multă pâine, nu vreau. Na, o să mâncăm gem, adică gem, un pic așa o mângem pita asta și aia o fi mâncarea noastră de dimineață cu o cafea până mai încolo, până facem mâncarea. La amiază o să facem mâncare fiartă și o să mâncăm mâncare fiartă. Așa ducem că, gemul și revenim. Cum v-am arătat, am dus gemul de aici, că să pun muștile și nu-mi place, am pus-o în frigider, cum v-am arătat și pita este foarte bună, o să mâncăm așa ceva, acum nu știu cât timp, cât, dar adevărul că e foarte scump, știți cât e? Are 250 de grame și undeva la 6 lei. Dar cel puțin eu vreau să mănânc așa, acum restul așa facă că... ce vrea. Ce să vă spun, nu pot să vă spun nimic, na. Despre preț, că... care-s prețurile. No, ce e asta? Niște uscături și 250 da, de grame? Da, mami, asta te ține mai mult ca o pâine normală. Serios? Da, pentru că nu poți să mănânci mult din ea. Și merită 6 e lei? E grea, e sățioasă. 250 de grame? Nu, pentru mine merită, că e mai sănătoasă. Bun, am înțeles. Deci, dragii mei, merită. Așa că... Ați văzut gemul, sper că v-a plăcut, ați văzut ce culoare are, ați văzut ce consistență are și ce gust, aia nu pot să vi-l transmit, să vedeți, dar e ceva de vis, vă spun sincer, e un gust exotic. O să fie postată rețeta astăzi și o să vedeți. E un gust exotic, foarte bun, e ceva aparte. Știți că acum nu știu la cine cât de mult îi plac... smochinele, dar mie îmi plac foarte mult, ați văzut, i-am pus și anul trecut, am pus și acum, că m-a dat doamna Alexandra. Și mulțumim. Am avut 3 kg, dar mulțumim frumos. Am putut să fac din ea și gem. Bineînțeles, am amestecat cu persici, că altfel nu-mi ieșea atâta 6 borcane, n-avea cum. Am pus jumate persici, jumate smochine, deci jumate-jumate. Așa că și am pus 3 pungulițe, dar puțin, nu mult, așa cât e o porție. Când o să facem ceva de mâncare, lângă mâncare, să fac cu smochin, că mie foarte mult îmi place, ca garnitură. Așa că am făcut și asta, cu totuși că v-am spus că nu m-am gândit niciodată că o să pun gem anul ăsta, că am renunțat la idee că pun. Și uitați, a lucrat Dumnezeu de am pus. Am deja 15 borcane, am de prune. Suficient am făcut, pentru da, noi. 9 borcane am făcut de prune, de 800, și am făcut 6 borcane smochin cu persici. Deci am 15 borcane. Mie nu-mi trebuie mai mult, fiindcă și astea sunt foarte mult. O să am 2 ani de zile, fiindcă... Noi nu prea mâncăm gem pe pită, că n-avem voie, nu, na. Evităm,
să mâncăm, nu că nu ne-ar plăcea să mâncăm, ne place, da? Știți că am diabet și n-am voie, cu totuși că am pus foarte puțin zahăr, dar totuși, e dulce, nu? E gem. Și atunci evităm gemul. Și folosesc la prăjituri. Prăjitură nu facem zi de zi, facem mai răruți și atunci nouă o să ne ajungă. Dacă ne ajută Dumnezeu, o să mai punem murături, tare aș vrea să pun măcar o porție de zacuscă, dacă mă ajută Dumnezeu. Dacă pot, pun, dacă nu, asta e viața, nu mai mâncăm, renunțăm la tot, încet, încet. Și asta este. Da, Dumnezeu, ați văzut că El e bun, lucră, ne iubește și ne rânduie cum nici nu ne gândim și nici nu ne așteptăm. Așa că, dragii mei, aveți încredere în Dumnezeu, că El așa le aranjează lucrurile cum exact. Noi nici nu ne gândim, nici nu le visăm. Și El vine în ajutorul nostru și ne ajută când nici nu ne așteptăm. Așa că, dragii mei, fiți buni și aveți încredere în Dumnezeu. Asta este sfatul meu pentru voi, că v-am spus. Nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă. Și vreau să vă spun că gemul este gata, Miri se simte bine, o să facem ceva de mâncare și dacă putem, că eu totdeauna zic că mere. Dar nu mai zi, mami, că la ce căldură o să fie astăzi. Exact. Nu știu ce se întâmplă și ne-aș vrea să mergem par... într-o zi, da, o când vedem. O să mergem. Cum, nu mai zic oră, timp, zi, nu mai zic nimic, că vedeți că când vrem ceva, atunci nu putem să finalizăm, fiindcă intervine ceva. Așa că cu ajutorul lui Dumnezeu o să vă filmăm și acolo. De asemenea, vreau să vă spun că în seara asta, luni seara, avem lună plină. Avem luna albastră, dragii mei. Nu știu câți dintre voi sunteți interesați sau nu de acest subiect. Eu sunt destul de interesată. Așa că e o seară specială, e un moment în care să vă fixați noi țeluri, să vă puneți noi dorințe și e foarte bine să faceți o băiță în seara asta cu luna plină. Da? Și se spune că în această zi, pentru că este o lună plină specială, e o perioadă bună în care să lași trecutul, să cureți energiile negative și așa mai departe. Deci e așa o revitalizare, ca să spunem așa. Așa că în seara asta bucurați-vă, o să avem o lună plină mare pe cer. Cerul va fi așa de un blu, albastru, blu marin. Cel puțin așa se spune, acum o să vedem. Și o să fie pe cer 3 zile, luna plină, dar doar în seara asta e luna la forța ei maximă, așa că profitați de seara asta din plin. Dacă cumva, v-am spus, vă regăsiți, vă plac aceste lucruri, nu sunt lucruri rele, e o chestie dată de Dumnezeu pentru noi toți. Așa că bucurați-vă și de acest lucru, dragii mei. La fel cum sper că v-ați bucurat și de ploaia de stele care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 august. Noi ne-am bucurat puțin, nu foarte tare, pentru că nu am putut să mergem pe un câmp deschis așa cum ne-am dorit. Și aici la noi sunt multe căști, e multă lumină. Avem un bec la stradă care bate exact la mine în geam și în curte. Mă deranjează la nebunie. Și atunci, Ana, câteodată e dificil să vezi cerul așa cum ți-ai dori, dar să știți că totuși, mai ales Miriam, am văzut câteva stele căzătoare, foarte drăguț. Ea s-a bucurat tare, tare mult. Deci avem un an plin cu evenimente astronomice și dacă sunteți pasionați, vă invit să fiți pe fază, să le urmăriți și să vă bucurați de luna plină din această seară. Așa e. Maria e cu lunele, cu cerurile, cu stelele, cu minunele. Eu nu știu, nu. Că și Miriam atunci m-a chemat afară. Hai, mami, hai afară să vezi. Ce să văd? Că
N-am avut ce să văd, eu Vai, dar s-a văzut foarte frumos Da, cerul eu în n-am seara văzut. aia, superb. Adevărul că nici n-am fost foarte atent, nu m-am uitat eu sus, dar n-am văzut nimic. Apoi n-am stat foarte mult, Miriam urla și tot, hai, uită-te, hai, filmează, hai, într-una, Doamne, ce fericită era și ce bucuroasă era ea că vede, eu știu ce, eu n-am văzut nimic. Păi da, dar așa o ploaie de stele, Persidele, se întâmplă odată la câțiva ani. E un eveniment destul de rar. Așa că Miriam a stat afară, da, în curte, cu Maria și s-a uita către cer. Dar ce ori văzut, nu știu. Am înțeles că noaptea, pe vârf de munte, la observator, acolo e cel mai frumos să vezi cerul înstelat, bolta cerească. Încă nu am ajuns, dar îmi doresc într-o bună zi să ajung. În Elveția chiar erau locuri speciale pentru așa ceva. Bănuiesc că și în România există. Undeva sus, pe munte, observatoare și puteai să noptezi acolo, sub cerul liber, doar ca să observi cerul înstelat. Da. Așa, o fi și lucruri frumoase, nu zic. Nu știu, cui îi place să se uită, să fie atent, să urmărească. Dacă ești pasionat și îți place, e frumos. Dacă nu... Dar să știți asta că conectarea asta cu natura îți dă putere, așa, te revitalizează. Până la urmă, noi suntem creați din elemente ale naturii. Dumnezeu ne-a făcut din pământ, nu? Deci suntem oarecum atașați de natură și eu cred că natura ne ajută. Da. Așa că, dragii mei, dacă vreți să vedeți, uitați-vă, cum a zis Maria, să vedeți dacă vă place. Dacă nu, puneți murături, faceți gem, faceți ce alți ceva de făcut, ce aveți de făcut, mâncare, mereți la zilele Aradului, faceți ce vă place și ce... Da. Vă face fericit. Așa că bucurați-vă de viață, aveți grijă de voi. Am auzit că este ceva virus, gripă, iar COVID, nu știu ce. Aveți grijă de voi să nu vă îmbolnăviți. Că vedeți astăzi, ești bine, mâine nu mai ești. Așa că aveți grijă de voi. Ce să vă spun, dragii mei, eu m-am bucurat foarte mult că am băut cafeaua împreună, că am fiecare dimineață, că am fost cu voi, că am împărtășit bucurii. Vă invităm să scrieți în comentarii dacă voi puneți sau nu puneți dulcețuri, murături pentru iarnă, dacă puneți, ce puneți, scrieți-ne în comentarii părerea dumneavoastră, apăsați butonul de like, abonați-vă la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. De asemenea, nu uitați că vă așteptăm și pe Facebook și pe Instagram. Pe Facebook o găsiți pe mama sub numele de Rețete Margaret. Pe Instagram o găsiți pe mama sub numele de Rețete Simple Margaret, scris împreună cu litere mici. Vă așteptăm cu mare, mare drag și acolo, să dați un like, să dați un follow. E total gratuit, așa că haideți, oameni frumoși, și pe Facebook și pe Instagram. M-a întrebat o doamnă ieri, Maria, spune, cum poate să mă contacteze în privat? Pe Facebook sau pe Instagram. Deci, să intre pe Facebook, să scrie în căutare. Să scrie pe Facebook în căutare Rețete Margaret. Te găsește, îți dă un follow și acolo îți scrie un mesaj în privat. Foarte simplu. Acolo puteți vorbi în privat cu mama pe Facebook sau și pe Instagram. Dar bănuiesc că e mai simplu pentru unii pe Facebook. Da. Pe mine atunci mă găsiți acolo. Dacă doriți să vorbiți cu mine sau să-mi scrieți orice, acolo mă găsiți. Așa că vă mulțumim mult că ați fost cu noi. Rămâneți în continuare să ne urmăriți, că o să venim cu rețete, care o să le postăm, să le vedeți. O să postăm și gemul, să vedeți ce gem minunat exact am făcut, foarte bun. Sper să vă placă și vă spunem la revedere, că vecinii fac gălăgie și nu mai ne auzim. Așa că, dragii mei, vă lăsăm și vă spun la revedere și pupici. La revedere, pa, pa!